chiar că mă știți că mă arăt cum se întâmplă să mă sincer, pentru că sunt născută în 1955, deci după eliberare, nu știam nicio mare lucru, poate m-a trăit. La mese cu prietenii noștri, cu nașii, cu suri, mai încercam să povestesc câte ceva despre cum era la pensiune. Sincer să nu mai știu ce am povestat, dar erau numai amintiri extrem de plăcute. Și eu întrebam, dar când am fost acasă la pensiune? Știam că a fost orfan, știam că a fost din cămin și de acolo avea amintiri foarte frumoase. A fost niciun fel traumatizat, pentru că nu alți copii din care nu trebuie să scapă, știu, prin cămină. Ai știut, probabil, să are cel mai bun de peste tot de pământ, de ca o albină. Dar mult mai târziu m-am auzit undeva din 75-76, pentru că de fapt am fost închisă pentru un moment de slăbiciune de albine, mi-a spus acest lucru. Am rămas înmormântată așa cum aveam că existase închisori politice în viața, dar acum că s-a mai crescut așa, pentru că nimic nu auzisem. Probabil că, da, da, probabil că a fost să mă și protejeze, dar cred eu că nici n-a fost să mai trăiască, să retrăiască amintirii. Dar acela este un reprință în urmă care ține de psihologia omului, care trece prin, prin situații făcute în care aproape că uiți undeva în subconștiința liber după 89, după 90, aveam momente când povestea despre chisoare la care trebuie să scadă tonul. Și când m-am gândit, de ce vorbește așa încet? Nu te ascultă, poate nu ascultau. Probabil că știa că îi asculta și după 90 și așa mai departe. Dar nu știu de seama, care trebuie ca să nu fie auzit, să fie ceva așa prospirat. Educație pe măsură, doar că